Și au fost un congres la care toată lumea a fost foarte fericită că identifică candidatul. Toată lumea plângea cum ești afară. Hai, să fii sincer. N-am văzut pe nimeni. Orgasmându-se de bucurie că noi avem un candidat. Nu, toată lumea era pe demici control. Hai să vedem cum facem să nu ne furăm foarte tare. La Brăila nu ne-am furat-o foarte tare. La Brăila am făcut tot ce am putut la eu parlamentare pentru a păstra electoratul de stânga, crezându-te un proiect. Și o spun și mi-asum, nu cred că am greșit când am plecat de la PSD, am greșit că am plecat la PRO. Fiindcă după ce m-am cunoscut mai bine pe nouă pont, am început să regă pe Dragnea. Și nu mă întorceam dacă nu veneam înapoi la PSD, dacă nu aveam încredere că Marcel, Paul, Claudiu, Luci, Nelu, Simi, Marian, Iulian, voi, noi, nu suntem altceva. Fiindcă toți cei de aici suntem cei care, în unanimitate, dar unanimitate de-aia fără ușor pe sunt de coase, am spus că așa nu se mai poate de câteva ori. Dar după aia, bă, dacă toți facem asta, am spus-o și public. Ați obținut un rezultat excelent la Brăila, comparând cu un vânzător de mașini, care i s-a dat o cutie de pantofi să vândă ca pe o mașină. Nu ați obținut un preț de Mercedes. Așa mai de trăbânțel. Dar totuși, un spor foarte bun. S-a spus de câștigarea alegerilor. Alegerile s-au câștigat și cu 30% și cu 32%. Haideți să nu mai vorbim de câștigarea alegerilor oricum. Vorbim de câștigarea alegerilor cu peste 50%. Fiindcă la Brăila cam așa era obișnuința. S-a spus de câștigarea alegerilor din începerea campaniei electorale. Trebuie să stabilim cu cine, cum se face campania. Contați pe mine la chestia asta și contați pe mine că sunt și incomod. La campanii, mă știți deja, nu prea merge cu răjeala, pe românești. Dar cred foarte mult, în ceea ce s-a spus, cred foarte mult într-o echipă de conducere și la nivel de centru, fiindcă spunea Luci că se aniversează 2 ani de când noi am fost înlăturează la guvern. Nu cumva s-a aniversat de 2 ani de când la o conferință genul ăsta nu mai sunt jandarmi afară, se păzească? Mult dintre dumneavoastră aveți o experiență tristă cu o vizită anunțată, nici măcar dusă până la capul și cu niște persoane care ieșeau pe aici, să iau pe niște geamuri în spate. E deja un bun început. Acum vreo 2 ani, la niște reuniuni pe la Neptun, parcă era mai cel mult, când Neptun mai trebuia în Adani. Întâlnind un partid social democrat, aproape de oameni. Între noi și oameni erau niște carte, niște jandarmi, niște filme de față. Atunci, mulți dintre noi zone, ceva nu e regulă. Poate, e timpul să intrăm în normalitate și Dumnezeu de cine se așteaptă ca noua echipă, domnul Ciolacu, domnul Stănescu, echipa care, pe care o vor forma să facă minuni și în 2 săptămâni să schimbe acea percepție, să câștige încrederea, eu cred că sau să zicem că e prea optimistă. Va fi un proces lung și dureros. Dar trebuie să facem ceva în acest sens. Și este un bun început. Și un început plin de speranță și de încredere. Cred că nu eram aici dacă nu era Marcel dispus să-și asume acest lucru. Cred că nu eram aici dacă alți colegi nu erau dispus să-și asume acest lucru alături de Marcel. Poate nu eram aici în fața noastră dacă Marcel nu vorbea cu mine. A apucat și el să spun într-o zi că n-a vorbit cu mine și toată mi-a spus că n-a mai, toată presa era că n-a vorbit cu mine niciodată. Nu eram aici dacă n-aveam discuții de ore cu alți colegi, așa cum spunea Claudiu, grupul de la Bruxelles, colegii europarlamentari. N-aveam acest, nu eram azi aici dacă nu aveam discuții mai lungi decât, hai să spunem, în moment dat au fost și de acolo și familie noastră care ne căutau, nu știu cum suntem, cu conducerea organizației locale, discuții foarte lungi și cu foarte mulți dintre dumneavoastră din sală, la care s-au adăcat și recunosc și o discuție pe care am avut-o cu prim-ministrul Ludovic Orban la Bruxelles. Paranteză. Am fost acuzat că am votat căderea guvernului Dăncilă și votat-o cu 2000.
ca modalitate de a ieși, de a ieși PSD-ul din Arad în care era, dar eu eram la Bruxelles, eu nu votez în Parlamentul României. De asemenea am fost acuzat că am votat guvernul Orban. Eu vin tot la Bruxelles, neavând drept de vot în Parlamentul României. Închid paranteza, dar a venit premierul la Bruxelles și am avut o întâlnire cu noi. Noi am fost picătoare ca un pahar. Când foarte degradat, am aflat în care sunt prioritățile. Povești tu zâmbi. Și credeți-mă că eram la masă câțiva care știam cam ce înseamnă țară, cam ce se poate face cu țara aia, cam ce se poate face bine cu țara aia. Nu prea era nimeni. Eu nu spun, face omul tot ce poate. Și guvernul face tot ce poate și noi suntem datori, ca partid de opoziție, să ajutăm guvernul să facă. Să sprijinim și în Parlament. Dar doar că atapare. Hensone, am înțeles. Vrei să atragi fonduri europene pentru autostrăzine? Că noi te ducem cu toții. Chiar acolo, la un moment dat, cu Claudiu și cu Dragoș, cu Benea, hai să plecăm, să mergem pe la comisar, pe la... Dar ne trebuie întâi hârtia venită de la guvern ca să pune cineva ștampila pe aia. Repet, eu cred că e bine să-i sprijinim în tot ceea ce își propun să facă bine pentru oameni. Să vedem dacă chiar pot. O părerea mea sinceră, după ce am văzut la treabă, e că fac tot ceea ce pot. Am înțeles. Și că noi va trebui să câștigăm, să recâștigăm încrederea oamenilor, să schimbăm, să ieșim din vechea percepție. Am mai fost pomenit aici, că aveam niște lideri în față care zicau tot. Și nou PSD să fie un nou PSD așa cum o doresc de toată lumea. Așa cum o dorește România, așa cum are nevoie toată lumea, așa cum are nevoie România. Eu ne urez succes în Marcel Ciolau. Eu ne urez să avem noi succes și Marcel să ne reprezinte cu cinste. Vă mulțumesc mult!